fiecare dată când te chemăm, Doamne, Tu te arăți, Doamne, și ești viu în viețile noastre, Doamne. Îți mulțumim pentru ziua asta, Doamne. Îți mulțumim că dragostea Ta ne face liberi, Doamne. Liber să trăim cu adevărat pentru Tine și să fim fericiți cu adevărat, Doamne. Doamne, în numele Lui Iisus Hristos, Doamne, ajută-ne să arătăm lumii că ești viu, Doamne. Ajută-ne prin stilul nostru de viață și prin comportamentul nostru, Doamne, să dovedim lumii că ești viu, Doamne, și că încă lucrezi, Doamne, și că poți să-i liberezi pe oricine, Doamne.
cineva pentru ce a murit Iisus? Pentru noi, dar de ce? Sau să fim liberi. Cuvântul lui Dumnezeu spune că toți eram morți în greșelile noastre și ne-am născut în păcat, dar Iisus a murit ca să ne libereze, să ne scape de lanțurile cu care cel rău ne leagă în fiecare zi sau cu care ne mai legăm și noi. Dumnezeu vrea să ne facă liberi. Chiar și de lucrurile de care credem că nici chiar Dumnezeu nu ne mai poate scăpa. Dumnezeu vrea să ne facă liberi. Fără lanțuri. Fără lanțuri legături, fără lucruri ce mă țin, sunt liber. Legături, fără lucru ce mă țin, sunt liber.
cer păcat la gândul tău. Ceea ce ești Fiul al lui Dumnezeu, venit să fii mielul pentru jertfă, mielul fără de cusur al lui Dumnezeu, pentru noi și lumea întreagă. Jertfa ta pe Golgota este puterea care transformă, este puterea care eliberează ființa noastră, care ne transferă în împărăția dragostei lui Dumnezeu. Doamne, fii binecuvântat în mijlocul nostru. Îți mulțumim că ai trimis pe Duhul Sfânt să fie în noi și cu noi. Îți mulțumim pentru prezența ta în locul acesta și te rugăm, atinge-ne din nou. Atinge-ne din nou inimile noastre. Atinge-ne din nou mintea noastră. Să pătrundem mai adânc în tainele cuvântului tău. Să te cunoaștem pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Doamne, te rog, în bunătatea ta nețărmuită, apropie-te de toți cei prezenți aici, pentru că tu ești singurul care ne poți înțelege pe fiecare în starea în care suntem, în nevoia pe care o avem. Tu, care ai luat trup de om, care te-ai întrupat, care ai fost ispitit, care ai suferit, tu ești marele preot. Tu ești cel care ne poți înțelege pe fiecare dintre noi și ne poți veni în ajutor. Doamne, te rog, prin Duhul Tău cel Sfânt să lucrezi. Ești un Dumnezeu măreț și glorios în mijlocul nostru ca un viteaz care ne poate ajuta. Nu este nimic prea greu pentru Tine. Tu n-ai respins pe nimeni. N-ai dezamăgit pe nimeni. Tu ești același astăzi în mijlocul nostru. Pentru ca nevoile noastre să fie împlinite prin credința și prin încrederea în Tine. Îți mulțumim că nu stai departe de noi, Doamne. Fii binecuvântat în mijlocul nostru. În numele Fiului Tău, preamit, mă rog, Doamne, pentru frații mei, pentru surorile mele, pentru toți cei prezenți aici. Fă-le parte în harul Tău de atingerea izbăvitoare. Nimic nu este prea greu pentru puterea numelui Iisus Hristos, pentru puterea crucii tale, pentru puterea sângelui Tău cel Sfânt, pentru puterea Duhului Tău cel Sfânt care lucrează. Adu-i zbăvire, Doamne! Ascultă rugăciunile, ascultă rugăciunile părinților pentru copii, ascultă rugăciunile copiilor pentru părinți, ascultă rugăciunile noastre pentru rudele noastre, pentru țara în care trăim. Ascultă-ne în bunătatea Ta, te rugăm, Doamne. E momentul cercetării noastre. Avem nevoie de Tine, Dumnezeu nostru. Avem nevoie de ajutorul Tău și Ți-L cerem în numele Domnului Iisus Hristos. Fie ca această zi în care noi comemorăm moartea Domnului nostru Iisus Hristos și învierea Lui, să fie și această zi o zi de ispovire, în mod specific în viața celui care te așteaptă, care caută fața ta, care caută mâna ta, care caută ajutorul tău, care apelează la tine. Doamne Dumnezeule Tată, îți mulțumim pentru că ne iubiți și ne iubești așa de mult. Tu nu stai departe când te chemăm. Fie ca acest ajutor al puterii crucii, al puterii jertfei lui Hristos, al puterii sângelui și al numelui Iisus Hristos să opereze în aceste clipe, Doamne, în viața celor care așteaptă intervenția Ta. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Vino, Doamne, vino, te rugăm în numele Fiului Tău preiubit în care Ți-ai găsit toată plăcerea. Adu mângâiere, adu înviorare, adu restaurare, adu izbăvirea, Doamne, de care este atât de mult nevoie. La cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții. Cuvintele vieții veșnice. Vrem să-ți spunem, Doamne, precum sutașul odinioară. Zi doar un cuvânt. În dreptul fiecăruia, zi doar un cuvânt. Și puterea ta, Doamne, se manifestă. Primim intervenția, intervenția în iubirii tale, Doamne. Îți mulțumim că ne atingi în aceste clipe. Duh Sfânt și Minata lui Dumnezeu, care ești prezent, care cercetezi inimile noastre, îți mulțumim că ești aici, dragă Duhule Sfânt. Da, Doamne,
Mărturisim că ajutorul nostru vine de la Tine, Cel care-i făcut cerurile și pământul, mare și uscatul și zborul apelor. Binecuvântat să fie numele Tău. În numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, vorbesc asupra adunării copiilor Tăi izbăvire, prin puterea jertfei lui Hristos, din sângele Mielului. Vorbesc vindecare în numele lui Iisus Hristos, prin puterea ranelor lui Iisus Hristos, Domnul vieții. Vorbesc pace lui Hristos, care întrece orice pricepere. Lăudați să fie numele Tău. Ești în mijlocul nostru ca un viteaz care ne poate ajuta să fie numele Tău. Primim ceea ce vine din mâna Ta. Mărturisim și credem că ajutorul nostru vine de la Tine, aici și acum, Doamne, în această dimineață, în aceste momente. Pentru că Tu ești în mijlocul nostru, Tu ești viu și adevărat, preocupat de viața noastră, de nevoile noastre, Dumnezeu nostru și Tată, în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru numele lui Iisus Hristos, ascultă rugăciunea copiilor Tăi. Intervină, Doamne, cu brațul atotputernic și lasă vindecare, lasă eliberare. Transformă, Doamne, și pune într-o stare după voia Ta. Viețile noastre, înviorează sufletele noastre, mărește-ne credința, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt și proslăvește numele Tău, căci vrednic ești Dumnezeu nostru, Cel ce n-ai asemănare nici în cer, nici pe pământ. Măriți să fie numele Tău.
copiilor frumoase. Este viața celui care strigă și cheamă numele Lui. Slăvit să fie numele Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Aleluia. Glorie lui Dumnezeu. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le, slăvit să fie numele Lui. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Glorie și slavă Lui. Să luați locul, dragii mei. Glorie lui Dumnezeu.